ucigașul ce este. Cine-i prins-o pe scară? Pe sora lui Palinun și Pădurean. Vecina matale? Da, vecina mea, ne-a furat scara, ne-a luat scara, o pus-o la casa ei acolo, ce vrea ea, ce stătea cățărată pe scară. Păi nu a furat-o, au folosit-o fără voia matale. Da, cum fără voia mea, o intrat înaintea ușii mele, o intrat după casa mea și scara ascunsă. Cum? Cine i-a dat ei voie? Eu i-am dat ei întrebare. Cine ți-a dat voie să pui mâna pe lucrul meu? Zic, eu vin la tine dinaintea ușii să pun mâna pe lucrul tău. Nu. Cu ce ocazie tu ai văzut? Dacă tu te-ai deprins să furi... Poate eu trebuie să speli geamurile, ceva avea vreo treabă, sau să vadă cuiburi de rândunică, nu? Și căuta el. Nu? Nu, dar și fășe, dar și fășe. Unde era? Ea stătea și se uita așa. Când m-a văzut că eu intru pe poartă, îi spune la femeia aceea, ea îmi dă ceva și ia ca acolo. Zic, tu cu ce ocazie ai luat scara? Pe mine asta mă întreba. Zic, să pui scara la loc înapoi. Zic, scara, că acum zic, dau de știri. Nu, o luat-o și o pus-o. Și unde acolo la perete, unde a apărut după aceea panoul ăsta ea era? Sau un alt perete? Eu pregătit scara, pregătea scara ca să vină după masă, oricând eu plec de acasă, cum să spun anunțul ăsta. Deci crezi că are... Așa și-a fost. Deci crezi că are legătură. Așa și-a fost. Cum să spune asta, poale lungi. Nu uita, că n-am uitat ce ai făcut tu cu Babadora. Eu nu-s Babadora din apartamentul 3. Ce ai făcut cu Babadora? Altă vecină de-a dumneavoastră, da? Altă vecină de-a dumneavoastră care a murit inexplicabil. Bătrână care nu e cu dânsa acolo, alătrea. E cu dânsa alătrea. Și ce, a murit suspect ori cum s-a întâmplat? Poftim? A murit suspect ori și s-a întâmplat cu Babadora? Cu Babadora s-a întâmplat, că eu i-am spus acolo, unde ai dus-o pe Babadora să o omor? În spitalul 2. Dar păi eu o suit-o în mașină lux. Păi dar nu s-o omoare, o murit poate de bătrâneță, nu? Dar nu mai murit, pentru că eu am dat de știri la băietanul care căta o leacă de dâns, s-o dus și o scos-o și tot una o luat-o, cum să spune, o trăzit-o. Cine, nu ea a vrut deodată să o iei, dar nu i-a ieșit. Stai, acum spun. Poale lungi, Pădurean, când te duceai la Babadora în spitalul numărul 2 și îi duceai mâncare, Babadora arunca cu mâncarea în tine, în fața ta. Dar de unde știi? Babadora ne-a povestit când a scos-o. Păi când am scos-o, arunca cu mâncarea în tine. După ce, dacă i-au aruncat cu mâncarea în trânsa, în Pădurean, ei ce-au făcut mai departe? Au luat-o pe Babadora și au vărât-o în secția din nebuni, în spitalul 2. Dar ce este și secție? Este și secție la 2? Este și secție acolo, da. Au vrut acolo. Și auzi, Pădurean, cred că știi când Babadora era cu bastonul, când va vine să-i pună injecții, ori să-i dăie ceva la lecuiere, Babadora a ridicat bastonul și la soarele cele mele a spus, cine prima să dă să-mi pui injecții, ori să-mi fac ceva, îi par capul. Zic, Pădurean, știi despre asta, tu toate cele știi ce ai făcut cu Babadora, așa că eu nu-s Babadora. Pădurean e sora lui Palinungi, așa am înțeles. Poftim? Pădurean e sora lui Palinungi. Da? Da? Extraordinar. Dar eu am informații, eu am informații, dar nu știu, eu trebuie, cum să spune, acum, că adică e schimbată familia, eu nu pot să spun acum că da, ori nu, după ce n-am să aflu corect, s-a schimbat familia, ori nu. Dar toate prostiile, nebunile le face ea. Dezordinea, i-am spus, au făcut dezordine în ogradă, înaintea ușii mele. Acum când eu, cum asta? Și nemenică, Cornescu nu a vrut să-i facă ei proces verbal, dar au făcut mie, îți plătesc eu. Ei, dar și fost procuror general de cei cât îți faci dezordini, chiar te-o bătut odată, Balaban, și zici că numai Pădurean îți face rău. Balaban, îți face rău. Tocmai că eu acum nu pe Balaban nu observ, eu nici nu-l observ și pe dânsul. Unde, ce și cum? De unde l-am văzut când el numai a trecut așa pe lângă poartă și a trecut, da, să văd, ori cum s-a spune, să aud. Ei pot să fac împreună, de ce nu? Face ea, dar el nu prea să vâră nasul. Pentru că la dânsul nasul de acum nu mai este curat, cum era, să ținea el. Care un dosar penal, da, sau mai multe. El cercetat. Balaban, dar până a fost arestat preventiv. Balaban e socrul lui Maxim Lebedinski. Da, da? Da, dar ăsta putere, măi, ce să faci? Lebedinski, după ce am terminat noi asta am scos, a venit Lebedinski cu mașina, cu femeia sa, fata lui Balaban, tot în ziua aceea când am scos panoul. În timpul lucrului, scoteau țidenii, orice scaune din mașină și le căra, le ducea acolo în birou de advocați la Galina Balaban. Care Lebedinski? Maxim? Așa, la așa. Lebedinski Maxim. Maxim, da? Maxim, generile lui Balaban Valeriu, Iacacini. În timpul locului. Și nu știu, l-a filmat. L-ai filmat? Ai arătat? Da. Dar el ce lucrează acum? Secretarul CECA-i. El acum mai este consilier la Dodon, dar la Comisia Electorală Centrală. Cu fiica lui Balaban. Și în timpul lucrului el avea treabă. În timpul lucrului el îmi la scaună. În centrul orașului, lângă procurorul general, Balaban. Timpul lucrului. Biroul avocat este care stă pe București. Balaban. Dar mai este un Balaban lângă... Galina Balaban. De dosta procurorul generală. Este Balaban. Galina Balaban, îi soția lui Valerie Balaban și totodată asta e compania lor și cu, împreună cu sora Lopoalelor și Pădurean, așa că ei toți împreună, unul a venit din Magdacești, am în vedere că sora Lopoalelor și Pădurean a venit din Magdacești, asta l-am trăiat Balaban în Durlești. Ei, las că nici mata nu ești din născut în Chișinău, nu te mai lăuda așa că ești Chișinău toată viața, vei de la... O venit pe adresa noastră. Toți suntem veniți în orașul ăsta. Și Oleg ești... Ia ca Oleg e născut în Chișinău. Dar noi toți suntem veniți. O venit oamenii cu țelul. O venit cu un țel care să o amăgească pe Mărinica Laimna să o duc în Durlești. Așa-i? Să iei quartiera, să iei o gradă, așa mai departe. Și nu era bun schimbul și ăla. Îți dădea un apartament la Durlești, mai mare ca... Cine stătea? Mata vei stai, nu? Îți dădea. Îți dădea, nu ți-au propus apartament la Durlești? Nu, deodată încă nu se știa. Care apartament? Eu i-am spus lui Balaban. Care apartament? Care peste o zi, două, peste o lună, cel mult, vinea gospodarul și mă dădea afară că era să-i spui că asta e apartamentul lui. Și așa s-o primit. Ei, dar până aveai să accepti așa. Așa s-o primit, nu era apartamentul lui în Durlești. Am înțeles. Gata, un proiegral, mi-a spus, cum s-a spune, toată informația am avut. Cum asta? Eu trebuia să stau până la cei, că ei să mă duc pe mine de cap. Ai văzut cine Balaban cu sora lui Poalelor și Pădureanu. Ia ca ei face acum prin vecin. Prin vecinul